Nu mai ești în, nu uita, nu mai ești în 3D să ce aveam băticul pe cap, acum nu mai am, ok. Giulita. Nu uita că ești în nu mai ești în 3D și când se vorbește despre copii, nu e senzația aia despre copii, copilași, micuți, drăgălași, ei sunt inocenți și ei nu știu ce fac, da? Dar asta ți se dă valul de la o parte, ți se dă la o parte și vezi lucrurile altfel peste un timp, dacă nu ești gata să vezi acum. Toată lumea a mai zis, suntem copiii pământului, da? Unii arătăm mai în vârstă, alții mai tineri, dar suntem cam de un pic s-a egalat între, ca și un pic s-a egalat, s-a egalat, s-a echilibrat. Ai observat, vorbești cu un copil și el știe mai multe decât tine. Sau răspunde așa că rămâi paf, da? E o simplă senzație ca să-ți dai seama. Treci pe lângă un copil, observă cum se salută și dacă ești adică fii atentă la copii când trec pe lângă tine. La țară se salută, în oraș nu, da? Așa, ca idee. A trecut un copilaș și știi cum copiii se mai dau cu parfum sau adică e normal, un copilaș a trecut, cine știe, s-a dat cu parfumul mamei sau mamei a dat cu parfum sau eu știu și a trecut copilașul bună ziua, bună ziua și a trecut și am simțit, știi cum e era micuț, n-ai cum să da? Simți parfumul cumva, e ca și cum copilul mic, dar de fapt omul e mare, e un bebe mare. Ai înțeles cum e, te păcălește cumva imaginea. Acolo e. Și când vorbești despre copii, că ar trebui copiii să învețe că nu fiecare poate să vindece și să, ai să rămâi uimit, uimită. Fiecare are abilitățile diferite avem, da? Diferite, fiecare are. Și faptul că nu știe să facă una alta, e o abilitate. Domnule, eu nu mă pricep. Ăsta e talent. Deci îți cade de mâini totul. Înțelegi ce faci? Deci tu distrugi, dar tu trebuie să ajungi la talentul ăsta de a distruge. E un mare lucru, e un mare talent. Nu toți îl au, într-adevăr. Ai înțeles unde ești? Ok. Și asta ziceam despre copii. Nu te uita că e micuț și nu... El e un om matur. E un om matur. Și altfel se răstoarnă... Da? Percepția îți schimbi, se răstoarnă lucrurile, adică valorile și așa mai departe, înțelegi lucrurile altfel. Sper că am lămurit ce am vrut să zic. Da, acolo e pe senzație, pe feeling, pe, da? Deci dacă ai sta cu ochii închiși undeva, te duci acolo într-un parc și stai și se joacă copiii, părinții, mai se plimbă pe acolo, și la un moment dat ai să simți altfel decât vezi, energetic e, te păcălește. Da? E total, e total. E altceva, la alt nivel. Da? Sunt niște moși, de fapt, în nisip se joacă. Înțelegi unde? Poți să râzi cât vrei, da, și râd și eu cu tine, da, ok. Acolo, acolo suntem. Ești foarte bine. Ok.